Pompierii brăileni au un nou drapel de luptă. Acesta a fost prezentat astăzi în cadrul unei ceremonii oficiale, după ce în data de 13 septembrie a fost acordat de președintele României în cadrul unui ceremonial care a avut loc în Parcul Carol din București. Alături de Inspectoratul Brăilean, alte 10 inspectorate din țară au primit un nou drapel. Președintele României decretează, articol unic, se acordă drapelul de luptă al Inspectoratului pentru situații de urgență Dunărea, al județului Brăila, președintele României, Klaus Werner Iohannis. Drept? Uitate, la drapel pentru onor, înainte! Garda drapelului drept, garda drapelului la dreapta! În formație, marș! Odată cu acordarea noului drapel, vechiul drapel al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila devine astfel drapel de tradiție și va fi arborat lângă cel de luptă în sediul Inspectoratului.